Eu clar nu aș mânca un gândac care probabil a mâncat un șarpe acum câteva zile. Salutare detectivilor! Astăzi câinele meu o să vă prezinte mai multe tipuri de insecte comestibile. Probabil că nu sunteți interesați să consumați aceste insecte, eu unul nu le-aș consuma nici de curiozitate, dar este interesant să aflăm câteva despre acestea, nu? Atenție, dacă vă scârbiți ușor și mâncați în acest moment sau abia ați mâncat, vă recomand să mergeți să vizionați acest videoclip, după care vă întoarceți să-l vizionați și pe acesta. Să începem. Furnicile de toate felurile sunt consumate în întreaga lume și se zice că au un gust de bacon amestecat cu fistic, iar unele din Amazon ar avea gust de lămâie sau, mă rog, citrice în general. Probabil cele mai cunoscute insecte consumate de oameni sunt viermii de agave, care este deseori confundată cu o omidă sau cu o molie și datorită calității se pot găsi în sticlele de tequila, dar se pot consuma și prăjite sau se găsesc chiar la conservă în Mexic. La fel de cunoscut sunt și greierii care sunt consumați în prea multe țări pentru a le numera aici. Ei pot fi prăjiți sau fierți și au un gust de nuci prăjite. Alte insecte foarte cunoscute sunt lăcustele, care sunt recunoscute ca fiind consumate de mii de ani, ba chiar se zice că oamenii din Biblia le-ar fi consumat acum mii de ani, gustul fiind undeva între creveți și semințe de floarea soarelui. Viermii sunt probabil primele insecte care au fost vreodată mâncate de către oameni, și probabil majoritatea oamenilor știu cum arată aceștia și pot avea gust tot de nuși prăjite. Râmele sunt și ele comestibile, dar sunt pline de mundărie, deci trebuie spălate foarte bine înainte de a fi consumate, deoarece trăiesc în pământ, desigur. Sunt pline de nutrienți și de obicei sunt folosite în amestecuri, nu sunt consumate simple. Viermii de bambus sunt cunoscuți, foarte cunoscuți, de fapt, în Thailanda, Myanmar și China, unde în Thailanda chiar îi găsești la aproape orice magazin. Gândaci gigantici de apă. Aceștia m-au lăsat fără cuvinte, sincer, când am citit despre ei. Sunt niște gândaci care ajung la 12 cm și pot mânca chiar șerpi. Șerpi de mici dimensiuni. Nu anaconda. Și au un gust de cartofi cu aromă de scoici. Eu clar nu aș mânca un gândac care probabil a mâncat un șarpe acum câteva zile. Credeți că albinele scapă din a fi consumate? Aparent nu. Sunt foarte cunoscute în Asia, Africa și America de Sud, și de obicei se mănâncă larvele acestora, nu albinele în sine, care au o textură de geleu. Aparent nici tarantula nu scapă, eu sincer am o fobie foarte mare cu acești băieți în păroși și mari, dar aparent prin Asia de Sud sunt mâncați, iar în Cambodgia, fiind o țară mai săracă, chiar există vânători specializați în vânatul de tarantul și au gust de crab. Termitele au un profil complet de aminoacizi esențial și sunt foarte bogate în proteine, ci că gustul poate depinde de la specie la specie, având gust de la nuci până la mentă. Acestea au fost câteva insecte cunoscute pe care probabil știți că se consumă, dar sunt curios dacă știați că și următoarele insecte pot fi consumate. Insecta băț care are gust de copac. Ok. Aparent cineva a mâncat și din copac ca să vadă ce gust are acesta. Horn worms. Cred că așa se pronunță. Care sunt larvele păsărilor colibri. Sunt destul de periculoase deoarece au capacitatea de a elimina nicotină. Și au un gust de roșii verzi amestecat cu crab și cu creveți în același timp. Păienjenii țesători Aurii. Sunt niște păinjeni extrem de mari care trăiesc prin jungle și pot captura în pânza lor și mânca până și liliecii. Au un gust de unde arahide dacă te îndur să-i mănânci, adică uite cât e. Ok, la asta probabil că nu v-ați așteptat, nici eu nu m-am așteptat să găsesc așa ceva. Muștele. Ok, chiar nu trebuia să mă imaginez asta. Știți broaștele acelea care își scot limba și prind muștele și le mănâncă? Gândiți-vă cum ar să facă un om chestia asta. Parent sunt foarte bogate în uleiuri de pește și au un gust de dark pudding. Nu mă întrebați exact ce înseamnă. nu cred că de ciocolată, nu? Sper că muștele n-au gust de ciocolată. Molile sunt și ele consumate, mai ales pe continentul african, și nici gândacii de bucătărie nu scapă, dar aparent doar dacă sunt hrăniți cu salată și verdețuri în unele țări existând crescătorii de gândaci de bucătărie. Cu asta o să încheiem episodul pentru că devine destul de scârbos. Sper că v-a plăcut acest videoclip și spuneți-mi dacă voi detectivilor ați mâncat sau aveți dorința de a mânca aceste insecte sau orice alte insecte. lăsați mi păreriile voastre în comentarii și sper să aveți o zi la fel de minunată ca și voi. Ne auzim curând! Baft!